Wszelkie te kubiny, które w drugim wierszu 5 miało 6 plus, miało tylko 3 inne. Pentru că cei ce au participat la demonstrația anti-Ceaușescu de atunci, din 21-22, știu că senzația pe care au avut-o participații nu poate fi descrisă în minte. Și nici nu știu dacă paginile istoriei vor reuși să conțineze exact ce a fost. Însă știu un lucru. Că în cartea lui Dumnezeu să scriu toate așa cum au fost. Vă spuneam la început că n-au fost mulți morți în Alba Iulia. Pe din aceea eram preot în Alba Iulia, nu eram episcop, încă. Și nu vreau să fac din asta un titlu de glorie, nu, că era o datorie. Patru dintre preoți am fost la demonstrație și pe 22, dimineața a fost lume multă. Pe la ora 10 au început să se subțieze rândurile. Și așa că oamenii, zic, sigur că frica nu este o virtute, dar așa, sub doare rece, dacă am trecut pe șfira spinării, erau pe scările prefecturii. Și cineva, există caseta, așa cum a filmat manifestarea și ne-am zis noi atunci. Urmează că după aceea să ne pescuiască unul câte unul. A dat Dumnezeu că a venit libertatea și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Dar pe 22 seara, după ce a căzut George, după ce ne-am împrăștiat de acolo, eram preotul celibatar, singur. M-am dus acasă și pe la urmă, noaptea spre două, am auzit pași prin poște, m-am văzut la poște, dar în contul la care de casă și așa de acum, ăia care s-a uitat la casetă, n-a fost. Ca omul fricos, m-am uitat în bot și m-am uitat de acolo, ce fac? Au fricos în curte, au fricos în cealaltă, dar și în sfârșit, poate că a fost numai un gel de inimitare, așa. Când nu au văzut de ce s-a întâmplat o altă. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. E un mare dar ceea ce spuneați și domnile voastre, spuneați că vom vedea. Numai faptul că suntem liberi și ne putem spune păsul și ceea ce gândim fără să avem întrebări cu sigur. Oricum, să vă dea Dumnezeu sănătate și încă o dată. Dacă istoria omenească nu va scrie exact ce s-a întâmplat în cartea lui Dumnezeu, scrie exact. Așa că vă felicităm și să vă dați Dumnezeu să vă fericite și vom merge și noi la tuna, că prima dată a acolo. Da, mulțumim.